Tragedia momentului în lumea muzicii după ce Colin Burgess, primul baterist al trupei AC/DC, a murit la vârsta de 77 de ani. Moartea lui a fost confirmată de soția sa, Pamela. Colin Burgess s-a născut în Sydney, Australia, pe 16 noiembrie 1946. A început să cânte la tobe la o vârstă fragedă și a devenit cunoscut în scena muzicală din Sydney în anii 1960. În 1973, Burgess a fost recrutat de AC/DC pentru a-l înlocui pe Dave Evans, care fusese concediat din trupă. Burgess a înregistrat primul album al AC/DC, High Voltage, care a fost lansat în 1974. Cu toate acestea, Burgess a fost dat afară din trupă după doar câteva luni, din cauza unor diferențe creative. A fost înlocuit de Phil Rade, care a rămas în trupă până în 2014. După plecarea din AC/DC, Burgess a continuat să cânte la tobe cu diverse trupe, inclusiv His Majesty și The Master's Apprentices. A lansat, de asemenea, câteva albume solo. Burgess a fost un muzician talentat și versatil, care a lăsat o moștenire de durată în industria muzicală australiană.